Hello! Dacă este weekend, v-ați obișnuit deja cu mine că vă arăt ce am cumpărat din Târgul de Vechituri. De săptămâna trecută mi-a rămas gândul la acest carusel absolut superb. Nu știu de ce nu l-am cumpărat din prima. Chiar nu înțeleg ce a fost cu mine, dar toată săptămâna m-am rugat la Dumnezeu să nu-l fi cumpărat nimeni ca să-l pot lua eu, evident, și să fie al meu, pentru că mi-l doream din suflet. Ei bine, este un carusel cu are ca și motiv nașterea Domnului Isus Hristos. Hai să vă arăt dacă mi și focalizează. Și mă bucur foarte, foarte tare că nu l-a cumpărat nimeni și că este acum în posesia mea. Nu a fost foarte ieftin, însă am negociat foarte mult la el. De la 100 de lei l-am cumpărat cu 30 de lei. Ei bine, el funcționează cam așa. Aici se pun niște lumânări. Lumânările de la căldură vor învârti această morișcă și caruselul se va roti. Pe primul rând are um, pe Isus Hristos cu Fecioara Maria și magii, cred că spun bine. Mai sus un păstor cu oile sale. Aici lipsește o oiță. Nu știu care-i faza, că eu l-am văzut complet când l-am luat. Dar, în fine, o să văd eu cu ce o înlocuiesc. Și sus niște îngeri care cântă. Mi se pare absolut superb. Chiar în Viena găsisem niște jucării, dacă pot să le zic așa, niște ornamente de genul acesta, dar să știți că erau peste 150-200 de euro. Mai ales la dimensiunea asta. Deci cred că în Viena l-aș fi găsit cel puțin la 200 de euro. A, ah, și aici îi lipsește o, o paletă din asta de la Morișcă, dar cred că am pierdut-o noi în mașină. Trebuie să mă duc să o caut pentru că, repet, era întreagă. Oricum nu mă deranjează pentru că sigur găsesc să o înlocuiesc, văd eu ce improvizez. Și într-o lată plină cu genți am găsit minunăția aceasta care este nou, nouță. Este o geantă, este foarte grea pentru că toate aceste, tot acest material este din metal. Deci absolut totul este dintr-un metal. Este atât de calitativă și atât de frumoasă și este nou-nouță. Haideți să vă arăt. Am dat 20 de lei pe ea. Deci chiar este nou-nouță. Superbă. Și foarte calitativă și acest metal de aici foarte greu. Foarte bine lucrată. Mi se pare super, super frumoasă. Îmi place la nebunie. Deci are este atât de bine lucrată, atât de calitativă. Și nu vine să cred că am dat doar 20 de lei pe ea.